internaționale, când acestea scad și au început să scadă, a scăzut și prețul benzinei și motorinei în România, nu avem probleme nici cu aprovizionarea cu combustibil, atât cu benzină, cât și cu motorina. Stocurile de gaz. Suntem în plină iarnă, a început iarna, stocurile de gaze sunt peste 2 miliarde 800 de milioane de metri cubi, le monitorizăm zilnic, nu avem probleme cu aprovizionarea cu gaze naturale a României și ați observat că România devine deja încet, încet un hub de gaze regional, prin România se duc gaze și în Moldova, și în Ucraina, și în Ungaria. Deci România își urmează parcursul său, își urmează parcursul european, își urmează parcursul de producător de gaze, de viitor exportator de gaze, va asigura securitatea energetică a României cât și a regiunii. Nu avem probleme nici în această iarnă cu aprovizionarea cu gaze naturale. Sunt lucruri pe care vroiam să le transmit în acest fel către români, lucruri care trebuie să se știe. Românii trebuie să știe că nu avem probleme nici cu petrol, nici cu carburanți, nici cu gaze naturale, nici cu energia electrică. Energia electrică este suficientă, nu avem probleme în această iarnă cu stocurile din lacurile de acumulare, cu stocurile de cărbune, cu producția de energie electrică. Vom trece cu bine această iarnă. Dar la ce vreau să vă mai spun este că săptămâna viitoare, pe data de 13, este din nou Consiliul Extraordinar pe Energie. La acest Consiliu Extraordinar pe Energie se va discuta de plafonarea prețului la gaze și aici nu vorbim numai de gaze rusești, vorbim de plafonarea prețului la gaze la import în toată Uniunea Europeană, indiferent de proveniența gazelor naturale. România se situează în grupul statelor care doresc această plafonare. Am făcut în urmă cu o săptămână o afirmație foarte clară. Am fost nemulțumit de propunerea Comisiei Europene ca acest plafon se situeze undeva la 275 de euro. Am spus că acest lucru este o invitație la creșterea prețului pe piață în Uniunea Europeană. Nu suntem de acord. Toate statele care suntem în acest grup nu au fost de acord. Se lucrează intens și lucrăm împreună cu colegii noștri din Spania, Italia, Belgia, Grecia, Polonia, Belgia, la o formulă de calcul, în așa fel încât pe toate bursele europene prețul gazelor naturale să aibă o plafonare, o plafonare care să țină cont și de indicii care sunt pe celelalte burse, pentru că există și bursa asiatică, există și bursa americană, există și bursa londoneză, există și bursa japoneză și până la urmă Europa este în competiție cu toate aceste state și nu putem avea la nivel european prețul mai mare decât sau mult mai mare decât celălalt alte burse. La asta lucrăm și sunt convins și sunt optimist că în data de 13 la Consiliul pe Energie vom adopta această propunere, o propunere prin care vom ajunge la un consens cu plafonarea prețului gazului natural.